Marius Dănuleț, înfrângere cu Franța la al doilea meci de la Europene, după 50 de minute în care România a condus sau a fost acolo în compania Franței. Care sunt primele impresii după acest joc? Primele impresii după acest joc sunt că încă o dată se demonstrează că deși suntem acolo, parcă ne lipsește ceva ca să producem victoria. Din păcate, pot spune și după acest meci, cum am spus și după meciul cu Franța de la Pote, că nu neapărat adversarele au fost mai bune și au câștigat, ci poate acele momente critice, în fața, mai ales 1-1 în fața portarului, au făcut diferența. Aș vrea să spun pe de altă parte că nimic nu este pierdut. Ba din contră, ne așteaptă ultimul meci din grupă cu Franța, cu Ungaria, meci pe care îl vom aborda așa cum le-am abordat pe celelalte la victorie și sunt convins că dacă vom avea un joc solid ca astăzi, atât în atac cât și în apărare și cu mai multă atenție la anumite aspecte ce țin de, să zic așa, de individualitate, atât în atac cât și în apărare, putem să batem Ungaria, chiar dacă până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Am încredere că aceste sportive au puterea să se monteze, au puterea să lupte și au puterea să câștige.